divorțați, dar împreună. Cornel Ilie alături de fosta soție la nevoie. În cei postaze au fost surprinși cei doi. Cornel Ilie și fosta lui soție, Eliza Suditu, au divorțat anul trecut, dar i surprinse de paparazzi demonstrează că relația lor rămâne una foarte strânsă. Dacă nu ar fi anunțat în mod public despărțirea, am putea crede că cei doi sunt încă un în cuplu. Chiar dacă iubirea a dispărut, foștii parteneri și copiii lor formează în continuare în mod cert o familie. A divorțat în urmă cu mai bine de un an, dar continuă să petreacă timp alături de fosta soție. Este cazul lui Cornel Ilie, care pune familia pe primul loc, deși nu mai are o relație de cuplu cu mama copiilor lui. Imaginile surprinse de paparazzi confirmă afirmațiile făcute de artist, conform cărora el și Eliza sunt prieteni foarte buni. Prietenia dintre cei doi nu poate fi contestată, având în vedere că solistul trupei Vung se comportă ca un partener și un tată model în cadrul unei ieșiri în familie. Corneli a fost de mare ajutor fostei soții și a avut grijă de copiii lor, în timp ce Eliza s-a dus să facă câteva cumpărături în anumite magazine din centrul comercial în care se aflau. Paparazii i-au surprins pe cei doi în timp ce își organizau timpul petrecut în centrul comercial. Aparent, artistul și fosta soție se grăbeau, dar Eliza i-a cerut lui Cornel să stea cu cei mici în timp ce ea își cumpără încălțăminte. Fără probleme, solistul a avut grijă de copii și și-a făcut de lucru în timp ce fosta parteneră se afla în magazin. Relaxat, Cornel a mers să-și cumpere o cafea, dar a avut mereu atenția îndreptată asupra copiilor. Odată terminate cumpărăturile, Eliza a revenit alături de artist și copiilor, iar la scurt timp au părăsit centrul comercial.